În duminica izgonirii lui Adam din Rai, preasfințitul părinte Lucian, episcopul Caransebeșului, a târnosit biserica monument istoric din parohia Secășeni, protopopiatul Oravița. După slujba târnosirii, chiriarhul a oficiat sfânta liturghie în biserica parohială cu hramul Învierea Domnului. Așa a binevoit Dumnezeu ca înainte de a începe sfântul și marele post al Paștilor, să fim aici, în mijlocul credincioșilor din parohia Secășeni și să târnosim o biserică veche, monument istoric. La sfânta liturghie au participat autorități locale, precum și numeroși credincioși. Avem așadar bucuria ca astăzi preasfinția sa Lucian să desăvârșească încă o lucrare excepțională în viața acestei biserici vechi, o biserică în care a slujit unul dintre cei mai mari slujitori ai Episcopiei Caransebeșului, vrednicul de amintire protopop Nicolae Tincu Velea, care la începutul secolului al XIX-lea a fost de fapt primul protopop român în protopopiatul ortodox român de la Vârșeț. Avem bucuria de a-l primi în mijlocul nostru pe preasfințitul Lucian al Caransebeșului pentru a târnosi și biserica noastră de la Secășeni, care datează din anul 1668. De asemenea, după amiază, o să continuăm cu slujba vecerniei și urmează târnosirea bisericii de la Calina, filia Calina, biserica de la 1730, adusă în Calina, după ce a fost în Greoni și Ciudanovița. La final, chiriarhul locului a oferit mai multe distincții părintelui paroh și binefăcătorilor Sfântului Lăcaș.